Sărmanul din Dej, umilit de trei derbedei care i-au dat cu un nou în cap, a emoționat opinia publică. Foarte mulți oameni s-au declarat scandalizați de brutalitatea de care a avut parte, nemeritat. Bărbatul are o poveste tulburătoare. A terminat facultatea de medicină cu 10 și chiar a profesat, până într-o zi când totul s-a năruit. În urmă cu 14 ani a căzut în patima alcoolului, iar ai lui l-au abandonat. Își duce traiul dintr-o pensie amărâtă și singurele care îl mai lină sunt cărțile. La cum a dă în cap cu acest ou? La moschetar amărât. Acum și trei, după acest incident oribil, Ovidiu Vancea și-a curățat singura geacă pe care o are și a mers mai departe. Se poartă cât poate de curat, dar mâinile îi trădează sărăcia. Trăiește într-o cameră de câțiva metri pătrați, în care are un pat, o masă și două scaune. Singurele lucruri prețioase de acolo sunt cărțile de medicină, pe care le-a luat peste tot cu el. Virusologie, chimie, farmacologie. Omul a rămas singur după ce soția și cele două fiice l-au dat afară din casă. Nu se mai înțelegeau. Bărbatul, care a profesat ca reumatolog, și-a distrus și cariera după ce a căzut în patima alcoolului. Care ar fi cel mai de preț lucru pe care l-aveți acum la dumneavoastră? Familie, numai atât. Cu ce vă ocupați? Fac de mâncare, mai fac, mai citesc. Deși a fost umilit îngrozitor, omul i-a iertat pe cei care au râs de el. Să nu se comporte așa, în general. Ați mai pățit, ați astfel de lucruri? Câteodată, da. Toți cei care au văzut filmul postat de derbedei pe internet sunt indignați de comportamentul acestora. Dus la lucru, să n-aibă vreme și chef de prostii. Milă mi-a fost de el, dar nici nu uita crede să facă cineva așa ceva. Cei trei tineri implicați au între 16 și 17 ani, provin din familii dezorganizate și sunt cunoscuți în zonă pentru faptele lor antisociale. Polițiștii i-au amendat cu 500 de lei pe fiecare.